E o întâlnire celebră între Dusty Hoffman și Laurence Olivier, ponosit, vai de capul lui, și l-a întrebat, dar ce cu tine, ce mă pregătesc pentru rol? Și Laurence Olivier a zis, dar nu poți să-l joci, pur și simplu. Mm-hmm. E, eu cred mai degrabă la asta al lui Laurence Olivier, adică să îmi fac treaba acolo, pentru că în esență un actor tot timpul se folosește pe el. De-aia de multe ori tu te duci pentru, eu știu, pentru un actor care îți place, pentru că are ceva care ții, la care tu rezonezi din treaba. Păi și pentru că tema noastră este întâlnirea și totodată viața. Cum știi tu ce să joci dacă nu experimentezi, așa cum ai amintit de actorul care a făcut tot ceea ce făcea personajul? Am imaginație. Asta vreau să asta spun, eu da? Cred în imaginație. În forța imaginației. Da, da, asta e. Despre asta vorbim. Pentru că cerci să te pui într-o situație. Că tu, de fapt, tu joci o situație pe care n-ai trăit-o. Adică, niciodată n-am omorât pe cineva. Dar dacă joc un criminal, mă pun în situația în care, dacă aș fi. Adică, acesta este secretul, de aici pleacă creația. Da, exact. Dacă aș fi. Pe bune, dacă s-ar întâmpla să am... Mi se întâmplă mie în viața asta. Și atunci ar fi două tabere. Exact. Teorii care spun, domnule, merg pe imaginație și asta nu, se merg, construiește. Da, și unii merg pe metodă. Da, în care stau așa și experimentează, încearcă să intre în pușcărie, să stea acolo un pic, să la la la, fiecare are felul lui. Nu știu dacă e mai bun sau mai rău. Eu sunt pe partea asta în care mă pun pe mine în situația aia. Fără să stau să experimentez foarte mult. Mi s-a întâmplat vreodată să alegeți un rol și ulterior să vă dați seama că nu era rolul potrivit pentru dumneavoastră? După ce nu prea aleg eu rolul, adică aleg doar dacă mie mi se oferă niște trebuie și accept sau nu accept, știi? Da, da, da. Dar dacă am acceptat, mă lupt cu el până la capăt. Și pe teatru, ce partea frumoasă în teatru este că niciodată nu se oprește căutarea, pentru că, cum am zis mai devreme, că viața e un adevăr pătrund, n-ai cum să te... Niciodată n-ai ajuns cu adevărat să cuprins toată situația aia pe care o ai de jucat. De multe ori m-am trezit după, am, și acum joc, am piese pe care le joc de vreo 9 ani, știi? Aceeași piesă. Și acum descoper lucruri noi. Asta e fascinant. Dar e clar că uneori a fost mai greu unele roluri. Bă, nu, unele nu mi-au ieșit, pur și simplu, nu le-am găsit. Ce înseamnă că nu ți-au ieșit? N-am înțeles situația cu adevărat. Și n-am... Nu-ți ies doar dacă nu înțelegi situația sau poate că... Da, și nici eu nu stă să mă bag acolo. Exact, nu există un fel de a fi incompatibil cu rolul. Dom'le, nu pot să fac asta. Eu nu cred că există incompatibilitate. Eu cred că există un soi de neputință pe care o ai tu. Adică nu poți să ajungi... Pentru că s-ar putea peste ani să te întâlnești cu același rol și să poți. Din întâlnirea asta, ce așteptări aveți voi? Aveți vreo așteptare? Ați avut vreo așteptare înainte să ne vedem? Există cazuri în care nu ai așteptări atunci când cunoști pe cineva, până și în întâmplare. Există cazuri în care nu ai așteptări până și atunci când cunoști pe cineva din întâmplare. Așteptările nu sunt ceva... Eu nu mă feresc de ele. O mică paranteză, e atât de frumos că am folosit fura de la actor, în loc să spunem și noi mentorat, pe care l-am folosit mai devreme, limba română e atât de frumoasă. Da, știi care de aia, uite, de exemplu, întrebat fiind Gheorghe Dinică, se poate fura meseria asta și a zis nu. Niciodată. Și în general eu nu cred că se poate fura nicio meserie. Singurul pe care poți să-l faci este să te impresionezi. Adică să te impresionezi de talentul cuiva. Fie el în orice. Adică poate să fie și un croitor foarte bun. Poate să fie orice. Și te impresionează capacitatea lui de a face chestia aia. Și lăsându-te impresionat, vrei și tu să încerci să faci. De la asta pleci, dar nu cred că se poate fura nimic. Ajungem un pic în studiu lingvistic și promit că nu stau mult, că după devin foarte nerd despre chestia asta. Așa. Da. A fura o meserie, în esență, e doar a te face pe tine să ajungi mai bun la meseria în cauză, văzând pe cineva mai bun decât tine, făcând-o. Dar nu faci altceva decât să te impresionezi, crede-mă. Empatizezi la ceva. Adică e ca și atunci când ieși afară și simți căldură. Exact asta se întâmplă cu o întâlnire. Adică dacă vezi un act, orice act ar fi acel act, adică și cultural, și vezi pe cineva foarte mult la matematică, și te impresionează că cum poate să rezolve chestia aia. Și atunci începi să cauți în tine. Vă ajută cu ceva teatru sau pur și simplu mergi pentru că ai nevoie de un spectacol și te recreezi?
E și asta, bineînțeles. Hai. Aia e tot o întâlnire cu tine, că tot suntem în subiectul ăsta. Ultima piesă pe care am văzut-o a fost Forma lucrurilor, uh-huh, care mi-a schimbat destul de mult percepția despre multe chestii. Dar unde? Că unde era pusă? Tot în centru vechi, doar că nu la acum. Aha, aha, ok. V-aș fi văzut totuși în rolul principal. Am jucat în Shape of Things. Nu rolul principal, am jucat pe celălalt. Da, știu piesa aia foarte bine. Cu ce te ajută teatru? Eu consider că a merge la teatru înseamnă mai mult decât a vedea un film la cinema, de exemplu, pentru că ai ocazia ca tu să empatizezi cu alte persoane, poți să vezi cum cei de pe scenă și intelectualizează emoțiile și cum își exprimă sentimentele și cum intră în rolul respectiv. Și pe mine personal îmi face să mă simt mult mai bine și învăț mult mai multe lucruri decât aș învăța dacă aș merge la un film care... Eu consider filmele o pierdere de timp dacă nu sunt documentare sau filme bazate pe fapte reale, însă teatrul mi se pare că implică mai multe lucruri, mai multe pasiune și multe alte chestii care țin de comunicare, de vocabular, de rolul în sine care este jucat. Pe mine personal mă fascinează de fiecare dată când mă duc. Eu, de obicei, caut spectacole care cumva să-mi schimbe percepția asupra realității, pentru că e foarte interesant, că cumva teatrul, eu consider teatrul ca fiind o oglindă îndreptată spre realitate și numai când o vezi în perfecția oglinzii, îți dai seama de asta. Și eu, ca spectator, cel puțin când văd actorii jucând pe scenă, mă gândesc pur și simplu cum poate actorul respectiv să experimenteze atât de multe emoții și să fie acolo în identitatea altei persoane. Și mi se pare, nu știu... Păi nu, hai să-l întrebăm pe Andy, că să experimenteze atâtea emoții. Experimentezi emoțiile sau le joci foarte bine, Andy? Eu cred că le treci momentele alea, exact, asta apropo de prezent, știi? Mm-hmm. Pentru că, de fapt, băgându-te într-o situație pe care o ai nouă și, evident, repeți până ieși premiera, deja tu ai trecut prin multe de acolo. Dar ceva se întâmplă bizar între repetiție și întâlnirea cu publicul. Da. Pentru că la repetiție una, ai o relaxare pentru că ești într-o căutare, așa, și până când vine publicul, e o emoție în plus, știi? Dar e pe bune publicul un... alt personaj, încă un personaj în tot. E o parte a atenției, după părerea mea. Pentru simți că nu-i atent? Da, cum să se simte imediat. Și simți tot ce se întâmplă. Actorul lucrează cu trei atenții, adică atenția se împarte în trei, ca să fiu mai exact. Către partener, cel care joci, către text și către public. Uh-huh. Pentru că dacă aplaudă public sau, eu știu, reacționează publicul, tu nu poți să vorbești pe timpul reacției. Adică trebuie să fii atent la lucrurile astea. Practic, apropo de prezent, ești în toate scenele. Dacă îmi permiți să-ți adresez o întrebare, ca un actor bun, în momentul în care pășești pe scenă, îți joci piesa de teatru ca fiind ultima ta scenă sau prima ta scenă, adică la intensitate maximă și dai tot ce ai mai bun din tine, că tot vorbeam de emoții? Dacă pleci cu gândul că să dai tot ce ai mai bun din tine, deja te duci la vale, știi? Adică eu nu cred că... E o filozofie, după vremea, greșită când pleci la drum cu să dai cei mai buni din tine. Pentru că nu știu ce e cel mai bun din mine. Tu știi? Nu, să ne eu nu știu. Eu nu știu ce e cel mai bun în mine. Eu știu că sunt făcut din mai multe lucruri, știi? S-ar putea să am o reacție perfectă. Cel singurul care mă interesează este să fiu atent. Deci să nu pierd, să nu îmi scape printre degete ceva. Pentru că s-ar putea ca colegul din fața mea să zică să folosească un cuvânt și să dea o nuanță cuvântului ăla și o să nu fiu atent. Ca la condus, cum vorbeam aia, am condus și am trecut pe lângă niște locuri și nici nu l-am văzut. Pentru că sunt obișnuit cu textul, pentru că îl știu foarte bine, înțelegi? Chiar dacă știi textul foarte bine, ce e cel mai frumos este să uiți textul când ai intrat pe scenă. Că el revine, dar revine proaspăt, revine viu, știi? E foarte greu să fii acolo total. Mie nu mi se întâmplă de fiecare dată, să ne înțelegem. Este o dorință mea, o căutare. Dar când se întâmplă, e o bucurie, pur și simplu. Sunt mai viu ca în viață, iartă-mă.
împreună inspirăm tinerii din România.